De ce omul are nevoie de Dumnezeu? Oamenii au nevoie de Dumnezeu ca să rămână oameni. Fără Dumnezeu, omul devine o ființă animalică. De aceea, taina numărului fiarei este 666. Este numărul omului în care la cele trei niveluri ale ființei sale, duh, suflet și trup, nu este Dumnezeu, ci doar demon. La început, în rai, omul era cu Dumnezeu la toate nivelurile. Dumnezeu, ca Duh, a fost cu omul. Ei comunicau, omul învăța de la Dumnezeu, lua exemplu de la Dumnezeu și trăia veșnic. Dar omul, în loc să comunice cu Dumnezeu în rai, a început să comunice cu fiara. Cu el vorbea diavolul în chip de șarpe. Omul a schimbat Duhul lui Dumnezeu cu Duhul Satanei și comunicarea cu Dumnezeu în comunicarea cu șarpele, diavolul. Moartea a intrat în tot ce a fost viu. Astfel, omul a pierdut chipul și asemănarea lui Dumnezeu și a început să se transforme în animal. De aceea, Biblia vorbește deseori despre oameni ca despre animale, comparându-i cu dobitoace, țapi, măgari, porci și câini. Preoți din întreaga lume susțin că în ziua de azi lumea a devenit extrem de animalică. Când omul comunică cu demonii, ajunge la nivelul unui animal și își pierde poziția înaltă de om, ca și cununa a creației. De aceea Hristos a spus să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor. Care dintre voi ar pune pe un porc o coroană de aur împărătească și bijuterii scumpe? La fel și oamenii, trăind doar după instincte animalice, coboară la nivelul porcilor. Da, un om poate să fie bun, să nu omoare, să nu fure, dar standardele vieții lui să rămână la nivelul lumii animale. Sensul vieții este să mănânce, să doarmă, să facă sex, să nască copii, să se distreze. Toate aceste lucruri le fac și animalele, dar omul este cununa creației, chipul și asemănarea lui Dumnezeu. El trebuie să comunice cu Dumnezeu. Ca să rămânem oameni și să păstrăm această poziție înaltă, trebuie să privim la Dumnezeu, să învățăm de la Dumnezeu prin cuvântul Său, Biblia, și să fim cu Dumnezeu în casa Lui, biserica.